Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, este un om implicat în comunitatea pe care o conduce și ia întotdeauna măsuri prompte pentru binele severinenilor. Astfel s-a hotărât închiderea temporară a fântânii cu apă potabilă din municipiul nostru, pentru că nu mai corespunde normelor de siguranță a sănătății publice. Primăria desfășoară periodic controle la fântânile publice de pe raza orașului nostru și astfel a fost descoperită această problemă. Un subiect de actualitate pentru foarte mulți severineni, vorbim de fântâna de la cetate, ce în acest moment este închisă și din cauze, zic eu, importante, știți foarte bine, ea a funcționat, oamenii veneau, luau apă, dar noi, primăria, suntem obligați prin lege ca săptămânal să facem analize acestei ape, să fim convinși că apa este potabilă. Din păcate, în ultima perioadă s-a observat o creștere a azotaților, o creștere a bacteriilor coliforme, iar conform legii, și am aici lângă mine reprezentantul SECOM și reprezentantul gospodăriei municipiului, conform legii am fost obligați să o închidem. Am făcut demersurile necesare, am făcut săpături să vedem dacă și de unde vin aceste probleme, pentru că până acum ele nu fuseseră prezente. Din păcate, nu s-a reușit să găsim sursa acestor infectări. Am reușit să diminuăm parțial aceste probleme, dar nu în totalitate, și atunci am găsit de cuvință să investim în această fântână. Și primăria în acest moment lucrează și pregătește reintroducerea fântânii de la cetate în circuitul apei potabile din Drobeta Turnu Severin. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a luat măsuri prompte pentru reintroducerea acestei fântâni în circuitul apei potabile, cunoscând importanța ei în viața severinenilor. Avem două variante de lucrări. Una, se vor construi canale de aducțiune pentru cele două izvoare, pentru acolo avem două izvoare care se unesc și ajung la fântână, precum și o cameră de captare și de pompare a apei către stația apelor provenite din cele două izvoare. Aceasta pe de o parte, deci curățăm toată zona, venim cu canale de aducțiune, cu cameră de captare, iar pentru a avea o apă foarte bună pentru băut, venim cu niște echipamente noi de tratare a apei, fără să intervenim chimic asupra apei, se păstrează proprietățile, dar avem un echipament de dedurizare a apei, un echipament de denitrificare pentru eliminarea azotaților din apă și un echipament de dezinfecție cu ultraviolete. Toată această investiție duce undeva pe la 300 de mii de lei, 3 miliarde de lei vechi, dar pentru a putea ca severinenii să aibă din nou acces la acest izvor, la această fântână, considerăm că nu este un preț prea mare, primăria își permite să facă această investiție. Deci îi asigur pe severineni că în cel mai scurt timp apa de la această fântână va putea fi din nou bună de băut. Inginerul Adrian Turbat, directorul SECOM, a fost prezent și a explicat cauzele închiderii temporare a fântânii de la cetatea medievală. În urma monitorizărilor pe care le-am făcut privind parametrii fizico-chimici cât și bacteriologice ai apei, s-a identificat o creștere a azotaților. Azotați proveniți din ce datele pe care le avem noi din partea de rocă, din partea izvorului, lucru care nu poate fi controlat. În prima fază am încercat o curățare a celor două izvoare și totodată o dezinfecție acestora. S-a reușit o diminuare a parametrilor, acestea sunt undeva în limita legală, dar în limita superioară. Și soluția pe care am găsit-o împreună a fost introducerea unei stații de tratare. Stația de tratare nu influențează, cum spunea domnul primar, deloc proprietățile apei. Pe înțelesul tuturor, sunt niște filtre de nisip și alte minerale naturale.
Și o să monitorizăm după aceea parametrii. În principal, apa va fi potabilă și adusă în parametrii legali. Ce este foarte important, o recomandare venită din partea domnului primar, este ca să putem la orice, în orice moment să putem să eliminăm această stație dacă izvorul cumva își revine în parametrii inițiali. Până acum apa a fost potabilă și a fost foarte bună și calitativă, a avut o calitate foarte bună. Autoritățile locale spun că aproximativ într-o lună de zile severinenii vor putea merge să ia apă din nou de la fântâna de la cetatea medievală a Severinului. Aparatura a venit? Aparatura este comandată, urmează să fie trimisă către Severin. Da. Deci ziceți că o lună de zile, să le spunem oamenilor, într-o lună de zile ar trebui ca lucrarea să fie gata și apa să poată fi folosită. Da. Da. E, să zic, un termen rezonabil. Sperăm ca lucrurile să funcționeze, să nu avem vreo sincopă. De asemenea, primarul Marius Creciu nu doar că va depune toate eforturile pentru repararea fântânii de la cetatea medievală, ci va căuta soluții să repună în funcțiune și alte fântâni de pe raza municipiului nostru.